Bună dimineața și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții. E luni, dragii mei, 19 februarie, nu e foarte călduț afară, dar nici frig, în speranța că vine primăvara, ne pregătim sufletește să primim astenia de primăvară. Suntem așa, cumva, pierduți în spațiu și timp, când răsare soarele la amiază și dimineața nu reușim să ne punem toate fularele și mănușelele pe care le găsim în holul de la intrare, în drum, spre ușă, știți, ne mai echipăm. Și pe urmă iasă soarele și e cald și bine și nu știm cum să aruncăm bufaicele de pe noi. Mai e un pic până vine primăvara, cred, pentru că vin și babele după 1 martie și nu cred că iarna renunță atât de ușor la noi. La, nu știu, vedem. Suntem ca vremea și vremea e ca noi, dar aici la Dale Dimineții e soare. E soare pentru că noi avem soare în suflet, pentru că noi iubim, suntem în luna iubirii. Mai avem un pic până în 24, la finalul acestei săptămâni sărbătorim iubirea în stil românește, că am iubit-o în stil american. Acum, cu sau fără iubire, că știți, ați văzut în promo și mulțumesc pentru like-uri și distribuiri alături de mine în această dimineață, ca în fiecare dimineață de luni, Nicole Ebner. Bună dimineața, Nicole! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Bine ne-am reîntâlnit! Rețelele astea de socializare pe care suntem live, dragii mei, suntem live pe Facebook, suntem live pe YouTube, ne găsiți mai târziu și pe Instagram și pe TikTok. Salutăm pe colegii noștri mai tineri, pe Alin, pe Bianca și pe Andra. Ei se ocupă de rețelele de socializare. Îl salutăm și pe Rosi. Bună dimineața, Rosi! Și mulțumim că te trezești așa de dimineață și zice și el bună dimineața. Se trezește în fiecare dimineață așa, cu noaptea în cap, ca noi să venim aici la Dale Dimineții. Și, dragii mei, ne dăinăm pe rețelele de socializare, fiindcă e luni dimineața, să vedem ce s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute. Și să vedem ce s-a întâmplat toată săptămâna trecută, nu numai la sfârșit de săptămână. Apoi, noi am amintit și tu la știri și îți mulțumim, eu spun la Dale Dimineții și tu și Petronela Tămaș, îi țineți pe telespectatorii noștri la curent prin știrile din jurnalul Hunedoara 1 TV, atât și Corina când prezintă știrile. Voi țineți la curent pe telespectatorii noștri cu ce se întâmplă de-a lungul săptămânii. Și o să aducem subiecte din timpul săptămânii care au continuat la sfârșitul săptămânii. Dar cel mai recent? Cel mai recent, da, începem cu partea aia. Începem cu partea frumoasă. Pe cu aia frumoasă. Cu aia frumoasă începe. Frumoasă e și cealaltă, că până la urmă e de glumă. Toate sunt spectacol. Da. Toate sunt spectaculoase, așa. Bogdan Toma a șeruit la un moment dat și o să vedeți că o să aducem în casele dumneavoastră prin intermediul acestei emisiuni, a șeruit o filmare de la Târgu de Turism, de la Romexpo, care s-a desfășurat din 15 până în 18 la București. Îl felicitam la un moment dat, i-am spus, uite, rețelele de socializare le putem folosi și pentru asta, deși mulți dintre noi nu le iubesc și spun că Facebook-ul ne mănâncă zilele și Insta și TikTok și YouTube, dar uite că dacă reușim să căutăm partea bună și găsim echilibru la tot ceea ce facem în viață, rețelele de socializare ne pot aduce mai aproape, pentru că, uite, nu toți am ajuns la București la săptămâna trecută, dar prietenii noștri care au fost acolo ne-au transmis imagini, filmulețe,
inclusiv corespondentul nostru special acolo. Îl salutăm pe Edi, el deja ne-a comentat și ne-a spus bună dimineața doamnelor, bună dimineața Edi. Îți mulțumim pentru imaginile pe care ni le-ai transmis. Îți mulțumim că ești alături de noi în fiecare dimineață și te așteptăm curând aici la noi în platou, la Dale Dimineții, să ne povestești tot felul de chestii și de lucruri minunate pe care tu le faci. Dar până acolo, Nicol... Eu am înțeles că a fost una dintre cele mai reușite ediții a târgului de turism organizat în România, cea mai reușită din ultimii ani, acum dacă facem abstracție de perioada în care a fost pandemie, dar lumea a dat năvală, a dat năvală să-și rezerve vacanțe, să așa, și ca de obicei, îți dai seama, când te duci tu, județul Hunedoara, cu bucate tradiționale, cu expoziție, când te duci cu trupă de dansatori și de interpreți de folclor autentic, în costume atât de frumoase și atât de frumos colorate și lucrate, îți dai seama că a fost standul din județul Hunedoara a fost foarte apreciat și foarte atractiv, știi, pentru că de asta este nevoie, de culoare, nu doar de pliante și de oferte, majoritatea pentru vacanțele de vară, știi cum e, ba nu știu unde, ba nu știu unde, ba nu știu unde, știi, acum este perioada în care se fac oferte, reduceri consistente, substanțiale. Deci lumea s-a înghesuit la pliante și să la declarații. Să vedem despre ce e vorba, dragii mei. Începem cu un filmuleț care l-am descărcat de pe pagina lui Adi Lucaci, pentru că și Adi a fost la târgul de turism și vedem imediat și poze, multe poze și un joc. Inclusiv avem de la Edi care zice bună dimineața Rosi, uite, scrie Edi, Edi te salută, bună dimineața Rosi, bună dimineața. Salut, ai auzit, da, Edi? Haideți să vedem ce a făcut Adi Luca și Ovidiu Pintilei, nu doar ei, și poze și un joc al ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Am putea ține 50 de minute. Hai Rosi să vedem. Adrian Lucaci, Ovidiu Pintilei, vă așteptăm la târgul de turism să descoperiți Hunedoara frumoasă. Adi Lucaci și Ovidiu Pintilei, dragii mei, o învârtită ca pe la noi, băieții ăștia ne fac mândri, nu doar ei fac parte din ansamblul profesionist Drăgan Muntean, din orchestra ansamblului, au fost prezenți la târgul de turism, așa cum ați văzut și în emisiunea cu maestru George Câlțea vineri dimineața și maestru s-a uitat cu nostalgie la ei. Ei au stat vreo 4 zile la târgul de turism. Mulțumim, Rosi, pentru... N-au stat, au jucat, au cântat, au muncit. Aici o vedem pe doamna ministru, Natalia Întotero, i-a vizitat la stand vineri, din câte am văzut eu. Atâta culoare și frumusețe, atâta, nu știu, foarte bine pregătiți, foarte bine pregătiți. Asta este foarte important.
dacă vrei să ai și rezultate, trebuie să fii investești. Și nu poți să investești aiurea. Adică să se arunce banii pe mai știu eu ce. Uite, aici se vede muncă, aici se vede interes. Este nevoie de așa ceva. Este nevoie, pentru că turismul încet, încet va deveni una dintre ramurile economice foarte importante ale județului Hunedoara, că nu prea mai avem mare lucru. Să dăm cezarului ce al cezarului, Direcția Generală de Administrare, Monumente și Promovare Turistică Hunedoara, condusă, mulțumesc Radu, mulțumesc și lui Radu, mulțumesc și lui Rossi. El este Radu Barb, directorul acestei instituții și a dat mâna cu Centrul de Cultură și Artă, dragii mei, și au plecat la București împreună. Foarte frumos, aici îl vedem pe domnul ministru, secretar de stat, secretar de stat Lucian Rus. Care, așa cum știm dintr-o știre pe care a făcut-o colega mea, Nicole Lemner, Am urmărit ședința de guvern și pe ordinea de zi am văzut că figura și un proiect de hotărâre care s-a și votat pentru privind atestarea mai multor zone din țară, dar și a două localități din județul Hunedoara ca stațiuni turistice de interes local. Și este vorba de Râul de Mori pentru iarnă și Cinciș-Cerna pentru sezonul de vară. De aceea și fotografia, dacă ai văzut-o cu Radu Barb, era cu Râul de Mori. Mare lucru, uite, zona de asta este râu ușor, dar era și Comuna Râul de Mori. Da. E stațiunea cea mai nouă, cea mai de interes local. Foarte important, pentru că asta dă un impuls investițiilor și dezvoltării locale. Deci, exact cum spuneam, încet, încet turismul va deveni principalul segment în economia județului. Și da, am văzut că erau persoane care fotografiau, care filmau, pentru că a fost un adevărat spectacol ce au făcut hunedorenii acolo și încet, încet li se va duce vestea. Să vezi că problema, știi care este? Că de la an la an vor trebui să crească, pentru că ei deja se duc cu o anumită ținută, la un anumit nivel. Deci și anul viitor trebuie să vor păstra standardul, pentru că eu am văzut o poză la Mariana Lemneață, pe care o salutăm în această dimineață. Aici este o parte din corpul de balet al ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Îl vedem pe Cătălin Bălan, îl salutăm. O vedem pe Mariana Lemneață, pe Mircea, îl vedem pe Dragoto, pe Dănuț, care s-a întors și a fost deja alături de formația Dragas la un eveniment. Îi vedem pe băieții din orchestră, așa cum i-am amintit, în ordinea în care eu îi văd, Ovidiu Pintilei, Ovidiu Urziceanu, Adi Lucaci, Fălăuș și domnul Florin Risipitu, fratele lui Mariana. Îi salutăm pe toți, le mulțumim. L-am văzut în imagini și pe directorul artistic al ansamblului profesionist Drăgan Muntean, pe Ovidiu Olari. Îl salutăm și pe domnul manager, chiar dacă nu e în imagine, anul trecut în noiembrie a fost și domnia sa prezent la târg. Anul acesta se pregătește pentru plecarea în Moldova, dragii mei, o să vedem despre ce este Republica vorba. Moldova, de Republica Moldova, la zilele Chișinăului, dar venind cu amănunte, s-au întors de la București, probabil au avut o zi de pauză, iar de astăzi sunt pe metereze repetiții, pentru că urmează o ieșire importantă a ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Vor urca pe o altă scenă importantă alături de maestru Bodgros. Ne fac mândri. Îi felicităm și pe prietenii noștri de la direcție, pe Radu Barb, pe Doinița. Doinița a făcut un live foarte frumos. O salutăm. Am văzut-o și pe Raluca Oană în imagini.
Pentru pozele pe care le vedeți pe Facebook, e Remus Sociu vinovat. Frumoase poze. Sperăm să-i avem alături de noi aici la Dale Dimineții să ne povestească despre această frumoasă aventură de la Târgul de Turism de anul acesta și nu doar despre asta. Îmi spunea Radu Barbu la un moment dat la Târgul Castelelor de la Hunedoara în trecut, la un sincron, că nu ești român dacă n-ai trecut odată pe la Salmisegetuza. Nu știu dacă mai am materialul, să-l rog pe Rosi să-l căutăm și îl invit pe Radu la o emisiune. M-a impresionat la momentul acela. Păi, e vorba de origini, nu? Da. Voiam doar să completez apropo de prezența ministrului Natalia Intotero. Promovează foarte mult județul Hunedoara. Sunt mândră că sunt hunedoreancă, așa a început postala. A fost în America, la New York, la o consfătuire la nivel mondial pe tema protecției sociale și a tineretului și chiar a oferit cadouri reprezentantelor de acolo românești, foarte, foarte, foarte important. Și dacă te uiți pe pagina ei de Facebook, în spate este castelul din Hunedoara. Da, deci e foarte... unul din oamenii care promovează județul Hunedoara, nu uită de unde bravo a plecat. Ei, bravo, felicitări. Mereu am întâlnit-o de-a lungul adică anilor. Nu uită de unde a plecat, știi? Chestia aia, că, nu? O să ajungem și la când uităm de unde am plecat, pentru că partea a doua a emisiunii va fi am uitat de unde am plecat, nu întâmplător, rețelele astea de socializare ne mănâncă zâmbetul uneori, dar ni-l și aduce pe chip. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața, Daniela Enea, bună dimineața, o zi frumoasă. Virgil Sevastru, bună dimineața soare, bună dimineața viață, bună dimineața, mulțumim. O zi frumoasă și o săptămână superbă vă doresc tuturor, spune Adrian Mureșan. Sunt parte din ei, sunt membrii formației Hațegana. Îmi place, am dat un share la postarea lui Doinița Bălănesc, e consilier județean și au fost primii care au dat like. Oamenii ăștia chiar iubesc și tradițiile și se susțin între sigur ei. Că da. Asta m-a impresionat. Nu fac diferențe că e ansamblu Hațegana sau e ansamblu profesionist Drăgan Muntean. Îi văd aproape, l-am văzut și pe Bogdan, așa cum v-am spus, a fost printre primii care a dat share la postarea lui Adi Lucaci. Ceea ce mă impresionează la ei, felul cum se unesc, se promovează unii pe ceilalți. Dragii mei, îmi spunea Bogdan, mulțumim, Ioana, pentru susținere. Nu, dragii mei, eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, pentru că noi, toți ceilalți de dincoace de scenă, până la urmă, nu facem altceva decât să admirăm produsul final. Ceea ce voi munciți zi de zi, noi ne bucurăm cu sufletul și cu urechile și cu toți și cu ochii și tot am dansat. Îl salutăm și pe Enea Vasile, pe instructorul de la Hațegana, ne-am uitat. Știm că aveți spectacol în 3 martie la Hunedoara, de mărțișor, cu ocazie specială, dar ajungem și acolo, dragii mei, nu pierdem nimic. Tanti Maria Hinț ne spune bună dimineața, mulțumesc, Rosi, văd și afișul pe ecran de la 3 martie, o să ne apropiem de spectacol și o să venim cu mai multe informații. Tanti Maria Hinț ne spune bună dimineața, o zi frumoasă să aveți. Tanti Maria e bunica lui Bia, colega noastră, și ne susține și mulțumim. Și o așteptăm într-o zi, nu știu, să poate ne povestește ceva așa la matinal. Nu se știe niciodată cum se încurcă drumurile. Și mergem într-o altă zonă de confort sau disconfort. La broscuțe, fraților.
E foarte interesant. Tocmai ziceam că s-au potolit. Știi, nu s-au potolit. Da, a fost o perioadă de pauză. Probabil căutau subiecte, știi, sau căutau mărul discordiei. Nu mai înțeleg, eu personal nu mai înțeleg mai nimic. Dragii mei, așa pe rețelele astea de socializare ne dăm mereu... În petec. Ne dăm în petec. Cum ne dăm în petec? Pe lângă că deva asta, reședință de județ, abia asta e în picioare, că na, se lucrează, se zice, se modernizează, cică, un telespectator, o telespectatoare, de fapt, i-a trimis lui Nicol niște imagini minunate, de târg, dar nu de turism, de târg, de țară, de... Îl rog pe Rosi să ne dea imaginile și să ne uităm în Deva Frumoasă. Bine, e acolo, lângă SPIGM, lângă sediul SPIGM, lângă Aqualand. Am primit imaginile de la o telespectatoare care își duce nepotul la antrenament la terenul de fotbal. Și a spus că nu este o problemă de ieri, de astăzi, este o problemă de foarte mult timp. Din parcare, copiii, părinții și însoțitorii trec prin mizeria asta, prin gunoaiele astea de acolo, ca să ajungă la stadion. Acolo e poarta pe unde intră copiii, asta da, vrem da, să păi vă arătăm. Asta și a filmat asta parcare, sigur doamna. Că da, din parcare, uite, treci prin, pe lângă și prin gunoaie ca să ajungi pe, la stadion unde au loc antrenamentele și, mă rog, și competiții, că până la urmă se țin și competiții acolo, mai vin și străini, da, da. Apropo de Deva Frumoasă, păi da, chiar în halul ăsta, mă, la doi pași, mă, la doi pași se duce lumea la deci, Aqualand. Dragii mei, stai să vă explicăm, oamenii ăștia s-au dus la târgul de turism, că poate n-ați înțeles, asta e chiar la poarta cetății. Da. Ei s-au dus la târgul de turism pe banii Consiliului Județean și promovează cetatea Deva. Da. Ca să înțeleagă toți telespectatorii. Pe banii Consiliului Județean se promovează cetatea Deva, ceea ce e un lucru foarte normal și mulțumim celor de la Consiliul Județean că alocă fonduri pentru așa ceva. Cinste lor! Acum, povestea cu broscuțele, domnul prefect s-a trezit într-o dimineață că îl încurcă știți, organizarea de șantier, cum ar veni din fața prefecturii și a Consiliului Județean. Dacă urmăriți rețelele de socializare, l-au încurcat niște broscuțe, cum l-au încurcat și cele 123 de gropi până la Răușor. Că îi mulțumim pentru promovare, domnului prefect, că dacă pe banii Consiliului Județean promovăm stațiunea Răușor la târgul de turism și domnul prefect ne ajută să promovăm cele 123 de gropi. Acum, domnul prefect și cu domnul primar fac parte dintre aceeași partid. Nu ne interesează ce partid, că știți dumneavoastră. Dar sunt colegi. Da. Dar sunt colegi. Cum, Doamne iartă-mă, să te iei de broscuțele din fața prefecturii, că nu arată într-un fel, se lucră, a fost frig, a fost iarnă. Ai pe domeniul public, al primăriei. Așa, dar uitați-vă ce se întâmplă la Aqualand, care e în administrația domnului primar, mă rog, instituțiile care sunt în subordinea primăriei Deva. Dar uitați-vă ce se întâmplă în tot orașul până la urmă, nu? Cum tot să un te iei de un broscuțe când mizeria prin care trec copiii ăștia când se duc la și fotbal nu numai. Și nu numai, e de-a dreptul revoltător. Revoltător, sigur că da. Acum, eu nu cred că n-a văzut, măi, nu se poate să nu
vezi bârna din ochiul tău și să vezi paiul din ochiul celălalt, știi cum e proverbul, știi? Dar noi nu facem reclamă la nimeni, dragii. Dar nu facem reclamă, nici da. Antireclamă, doar arătăm fapte. Exact, deci, niște lucruri reale. Așa, bună dimineața, Sergiu, ne spune Sergiu. Bună dimineața, Sergiu Stănescu, ne salută, mulțumim că sunteți alături de noi, dar eu tot nu înțeleg, dragii mei. Nu rămâne, nu-mi încape în căiță, oricât aș vrea, nu în căiță, în căiță. Câte voturi sau care ar fi gândurile acestor oameni care se trezesc de dimineață și fac așa câte o postare, mai și sponsorizează. Colega mea, Nicol, a urmărit subiectul între broscuțe și ce a răspuns domnul administrator Costel Alvram, domnului prefect Călin Marian, dialogul pe rețelele de socializare între cei doi a fost foarte interesant, reieșa din ce spune domnul administrator că a fost la înțelegere cu prefectura. Da, bineînțeles, da, a fost un proiect, sigur că da, gândit împreună, analizat, stabilit, deci niciun inconvenient din punctul ăsta de vedere, numai că hai să mai stârnim niște valuri. Și dar prin, ce valuri să prin, mai răspunsul, prin răspunsul dat de administratorul public prefectului, prefectul a ieșit un pic cu imaginea șifonată și atunci repede i-a sărit în ajutor liderul de partid, doamna Vetuța. Și uite așa, hai să ne băgăm în seamă că se apropie alegerile, știi? Vezi, doamne, se comasează, nu se comasează, să lucreze din timp, știi, ca să-și facă imagine. Păi, dar nu așa îți faci imagine. Imaginea a făcut-o băieții și fetele de la târg, dragii mei. Exact. Aia e imagine, aia ne fac mândri. Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, cu Direcția Monumente și Promovare Turistică a județului Hunedoara, managerul Ciprian Roman cu managerul Radu Barb și echipele domniilor sale, dragii mei, au plecat să ne promoveze și au stat, dragii mei, pe drumuri din 14, că au plecat cu o zi mai repede, drumuri, cazări, departe de familii, adică să ne facă mândri. Miniștrii noștri au mers la stand, nu doar miniștri, și alte personalități, și toate astea le puteți vedea pe rețelele de socializare. Bată să-l bată Facebook, cum ne ajută și ne arată ce avem frumos, dar ne arată și ce avem mai puțin frumos, ca să nu spunem urât, că e luni dimineața și vrem să ne bucurăm de viață. Doamna deputat a făcut o acuzație de doamna deputat Vetuța Stănescu, că încă mai e, nu? Mai e. Este, sigur. Nu pot să înțeleg cum faci anumite afirmații fără să te gândești că ești o persoană publică și că există dovezi, dragii mei, filmate. Noi am fost prezenți la o conferință de presă în care i-am spus și am întrebat-o pe doamna președintă, deputat, Vetuța Stănescu, știți că și alți primari, adică vor să bată în ușa celuilalt partid de guvernământ cu care sunteți aliați, că erau aliați la momentul ăla. Nu știu dacă sunt aliați la București, dar aici la Hunedoara nu mai sunt. Ei, n-au fost niciodată, da. De la București de ora exactă, nu? Dragii mei, există, dacă căutăm, și doamna deputat ar fi trebuit să fie conștientă, cum să-l acuz pe președintele Consiliul Județean, domnul Laurențiu Nistor, că îți ia primarii și că îi convinge. Măi, oameni buni! Îi racolează. Da. Măi, oameni buni! Primarii ăștia de bun simț au tăcut atâta vreme și n-au jignit-o pe doamna președintă.
Prin prisma meseriei mele și ale a lui Nicol și a lui Petro și a lui Rosin, primarii vorbesc, dragii mei, în spatele camerelor de luat în vedere. Eu am purtat o discuție cu doamna deputat Vetuța Stănescu, mi-a spus, îmi asum și astăzi veniți cu o postare, dar nu m-ați gândit că noi ne aducem aminte. Mi-aduc aminte. Nu, Ioana. Intervenția nu. Corinei la da, congresul. Nu, la conferința județeană de alegeri. Așa. Da. De la care a avut o PSD, în care Corina pune întrebarea, Corina, patrona noastră, pune întrebarea domnului președinte. Adică deja se știa că sunt aproape, erau 10 primari care sigur. Spuneau că sunt nemulțumiți și că vor să plece. A fost declarația domnului Nistor și-a asumat-o. Dar, adică și-a asumat-o, a recunoscut că vor veni și poate mai mulți, că la cum merg lucrurile îți dai seama că remulțumirile sunt din ce în ce mai multe. Dar voiam să spun, asta este percepția politicianului față de alegător. Adică suntem proști și mizează pe memoria scurtă a alegătorului. Știi? Adică, nu sunt ei capabili. Cine mai știe ce am declarat acum 2 ani sau 3 ani? Ei, uite-te că a intervenit tehnologia, a intervenit Facebook-ul, a intervenit Instagram-ul, YouTube-ul, TikTok-ul. Da. Și nu știu cum fac ăștia, dar periodic îți aduc aminte. Da. Amintiri, dragii periodic mei. Îți aduc aminte ce ai făcut și ce ai zis. Dar și noi, jurnaliștii, avem arhivă de știri, avem arhivă de imagini, de declarații, și odată ce ai scris o știre despre nu știu ce, mai ales dacă a fost așa un pic mai trăznită, nu uiți, îți aduce aminte. Și așa aduce aminte și celui care a declarat ce a declarat. Dar nu se dă doi bani pe presă, nu se dă doi bani pe comentarii, nu se dă doi bani pe realitățile pe care tu le prezinți. Se interpretează ca atacuri la persoană sau atac împotriva partidului sau mai știu eu cui. Știi? Deci este și percepția lor, a unor politicieni, percepție denaturată, vis-a-vis și de mesajul pe care îl transmite presa, dar vis-a-vis și de faptul că totuși românii s-au deșteptat, dar s-au deșteptat bine de tot. Deci au impresia că nu mai ții minte, nu mai ține nimeni minte ce au declarat acum și ce au promis acum 4 ani. Ei, hai să vezi că o mulțime de români vor ține minte ce s-a promis și ce s-a făcut în final. Tot, asta este jignitor. Este jignitor pentru că te tratează ca pe un neicanime, adică nu te duce capul, știi? Apropo de comasarea alegerilor, știi? Era reacția aia: cum să-i dai alegătorului 3-4 buletine de vot, că nu o să știe ce să facă, cum să facă? Hai, dă-te-mă că nu suntem chiar atât de proști, firar să fie. Că dacă mă duc acolo că am drept de vot, înseamnă că am și buletin, am și tot ce trebuie, știu să citesc. Care e buletinul pentru Consiliul Județean, care e pentru Consiliul Local, care e pentru primărie, care e pentru aia, care e pentru aia, care e pentru aia altă. No. Și acum, nu știu cum să spun, care își promovează imaginea de bine, eu consider că cei care vor merge pe campanie pozitivă, constructivă, anul ăsta vor avea de câștigat. Foarte interesant mi s-a părut, dragii mei, și tot ce noi vă povestim puteți găsi pe Facebook. Asta și ideea, să căutați singuri și să vedeți, să vă dați seama
Asta vrea și Nicol să spună și eu îmi doresc, să reușiți să găsiți mesajele din spatele mesajelor, să nu vă lăsați influențați. Mi-a plăcut ieșirea pe Facebook a domnului vicepreședinte Alin Țambă. Foarte frumos i-a răspuns doamnei, are două ieșiri, a răspuns și domnului prefect, dar mi-a plăcut ieșirea în Facebook printr-o postare a domnului vicepreședinte cu răspunsul la doamna Vătuța Stănescu. Acum frumos ar fi fost să le citim, dar așa trebuie să le citim pe toate și vreau să vă spun că sunt interminabile. Le-am fi citit. Dar sunteți foarte, vorba lui Nicor, până la urmă haideți să căutăm singuri, să folosim rețelele de socializare în favoarea noastră, dragii mei, pentru că nimic nu e întâmplător în viață. Și haideți să folosim rețelele de socializare în favoarea noastră și să căutăm mesajele din spatele mesajelor, să înțelegem dincolo de ce vedem scris, ce vor să transmită de fapt acești oameni. Și e foarte simplu, așa cum a spus și Nicol, rețelele de socializare ne duc în spate, vrem, nu vrem, tehnologia ne duce în spate, în trecut. Putem vedea ce au spus, ce n-au spus, ce spun astăzi politicienii noștri. A fost de-a dreptul interesantă promovarea. Acum trebuie să le arăt și pe celelalte, Rosi. Acum trebuie să le arătăm pe toate, Rosi, mulțumesc. Vedeți postarea domnului vicepreședinte Alin Țambă. Textele sunt foarte lungi, nu ne-ar ajunge. Caută și textul doamnei Vetuța Stănescu, pentru că vreau să comentez puțin pe el. Spunea printre altele, apropo de trecerea primarilor, da? Da. Primarul din Pui, primarul din Crișcior, primarul comunei Ilia, după ce și Marius Omătă și-a anunțat intenția de a candida din partea PSD la alegerile locale. Deci nu e chestia că și-a dat demisia, că nu își pot da demisia. Dacă își dau demisia, își pierd mandatul din partid. Dacă își dau demisia din partid, își pierd mandatul de primar, așa, ca să fiu mai exactă. Ei, și te apuci tu, președintele organizației județene a PNL, să-ți critici primarii că nu sunt buni de nimic, adică, mă rog, eu asta am înțeles. Acum dumneavoastră înțelegeți ce vreți din ceea ce citiți. Că dacă nu era ajutat de nu știu cine, ar fi fost nu știu cum și nu știu ce. Adică tu, ani de zile, da. Te-ai folosit de... Te-ai dus prea jos, Rosi. Ani de zile te-ai folosit de ei, de campania pe care ți-au făcut-o în cadrul comunităților, da? Au fost primari buni cu care te-ai lăudat, cu care te-ai fotografiat pe Facebook, firar să fie mândră că sunt cu primarii mei, că nu știu cum și nu știu ce. Și acum spui că, pe cine? Ăla sau ăla sau ăla? Vai de capul lor, ceva de genul ăsta. Păi, ce-mi demonstrează asta? Îmi pare rău, n-aveți stofă de politician, nu așa trebuie să reacționeze un politician. În niciun caz să-și denigreze oamenii cu care s-a lăudat atâția ani de zile. Cum? Adică până la urmă au fost buni sau au fost răi? Sau când au fost buni și de ce au fost buni atunci și acum sunt răi. Știi? Ceva de genul ăsta. Stai că săptămâna asta mi se pare că și primarul comunei Cerbăl, dacă nu mă înșel, Costa, va anunța oficial motivele pentru care și el, la rândul lui, va candida din partea PSD. Nu agrez eu nu agrez genul ăsta de politică. Uite, în timp ce județul Hunedoara într-o mare goană
și da. Se depopulează pe zi ce trece în cimitir. Așa, foarte frumos, Rosi, mulțumesc. Adorm cu lacrimile foarte... pe obraj de dorul sfâșietor al copiilor. Niște și Avram iau primarii la bucată. Foarte urâtă adresarea. Iau primarii la bucată, jupânul, da. Jupânul Laurențiu Nistor. Adică, dacă ne uităm la postările celor de la, din cealaltă tabără, sunt mult mai... silențioase, să spun așa, urât tonul în care, că dacă citim postarea domnului președinte, vicepreședinte Țambă, e mult așa cu gust, să spunem, cu sare și piper, îi răspunde doamnei președinta Partidului Național Liberal al județului Hunedoara. Și critică doamna ofensiva culturală a Consiliului Județean. Pă, fratele meu, la câte evenimente am participat, da, câte am văzut. Ofensiva culturală, din această ofensivă culturală a Consiliului Județean, face parte inclusiv participarea la târgul de turism din România. Și altele, și altele. Păi, bun, și ei ce au făcut? Da. Fă contraofensivă culturală să te văd. Da, de ce ceva, sunteți... fă ceva, nu da din gură. Da, de ce sunteți răi și nu i-ați spus, doamne, deputat Vătuța, să ne scuți că ați dus și plăcintele la București? Că venea? Că era la plăcinte? Dar nu știu, pe bune, v-a zis că mereți numai cu pliante, cu postări, cu nu știu ce, cu muzică. Trebuia să spuneți că mereți și cu plăcinte, că sigur, siguranță o vedeam în poze. Au dus și cu expoziție culinară, îți dai seama, cu produse tradiționale, că doar avem, slavă Domnului. Am și văzut postările, dragii mei, celor de la... Măi, fiecare are meritul lui. Dar măcar promovează-ți meritele, nu denigra meritele celuilalt. Dar nu pot. Se duce, mi-a plăcut postarea lui Ovidiu și a lui Adi, a lui Ovidiu Pintile și a lui Adi, doi oameni, frații mei, care muncesc, n-are rost să discutăm și ore și... la târgul de turism și mi-a plăcut că și domnul prefect a promovat la fix... cinste vouă, știi? Ce adică promovează? Promovează grupile și blocuțele. Și șantierul din... Și mizeria din de la Coalende. Păi nu, pe aia nu promovează. Pe aia o promovăm noi. Știi ce mă deranjează? Hai să-ți spun acum din trecut. Da. L-am criticat, mai ales în ultima perioadă, pe primarul de atunci, Mircea Muntean. Și spuneam, domnule primar, ce ați făcut dumneavoastră acolo nu este bine, uite ce spune lumea, aveți grijă de aia, vedeți că proiectul ăsta de hotărâre nu este cum trebuie, că mai erau consilieri locali care ziceau, doamnă, zice, dumneata știi mai bine proiectele de hotărâre decât noi, pentru că exact ca și astăzi sunt mulți consilieri care nu știu ce votează, numai ce dictează partidul și atât. Așa. Bun. Atât de tare s-a supărat primarul Mircea Muntean pe mine, încât m-a declarat inamicul public numărul 1. Da? Asta eram. Aproape că, numai că el n-a ajuns să-mi interzică să intru în primărie și n-a ajuns nici să pună afișe că aici nu se filmează și nu se fotografiază. Și n-a ajuns atât de departe încât să spună că la ședințele de Consiliu Local n-are voie să participe cetățeanul de rând, știi? N-a ajuns până acolo. Dar uite-te că sunt care l-au și întrecut. După ce a dat cu capul, după ce s-a trezit cu dosărele și după ce s-a trezit cu tot felul de minuni, la o întâlnire din asta, era iară un eveniment, am avut surpriza șocantă, nu pot să spun că plăcută sau neplăcută, am avut surpriza șocantă că Mircea a adunat toți jurnaliștii care erau acolo și zice vreau să fac o declarație publică și să-mi cer scuze în mod public față de Nicol, zice, o știți, antica și de demult, așa,
Pentru că s-a dovedit, nu că este inamicul public numărul 1 al meu, s-a dovedit a fi singurul meu prieten care m-a tras de mânecă, m-a criticat și care mi-a spus întotdeauna unde am greșit și ce prostii am făcut. Nu. Și deci mai nostru, devreme sau mai târziu, mai devreme sau mai târziu, cineva care se simte lezat, probabil va recunoaște. Fii serioasă! Dacă aveți ceva de recunoscut, dragii mei, domnul, că ceea ce facem este spre binele lor. Edilu, șef, că nu știu cât mai e șef, că conduce și revin la poveste. Sunteți invitați aici, doamna Vetuța, vă așteptăm în platou la dale dimineții dacă aveți ceva de declarat și dacă vreți să contracarați spusele mele și ale lui Nicol. Ușa noastră e deschisă, dar cum nu veniți la noi, că na, asta e treaba, mai avem și că 10 minute. Să știți că vă ține la curent, eu o să mă ocup personal să vă spun unde sunt plăcinte, că asta sigur vă interesează și pe unde se mai pot face niște poze pe la evenimente. Păi, dar începe problema campania electorală, îți dai seama că... Da, dar nu mai sunt primari, asta e treaba, că dacă căutăm primarii, nu-i mai găsim. Că cam toți se feresc să mai apară în poze. A fost au plecat atâția din oameni contributori și strategi din PNL. Pentru că baza. Doamna președintă l-a ținut în brațe pe primarul de la Deva și încă un primar nu dă drumul de comună. Toți banii s-au dus pentru rezolvarea figurilor de așa, pentru Deva, să ținem Deva galbenă și încă o comună, care și acolo există, se pare, zvonuri că cu toată susținerea doamnei nu se știe când trece pragul în partea cealaltă. Dar nu a contat decât asta și ceilalți primari s-au supărat și la momentul când i-au spus nu a avut urechi să asculte, nu să audă, că de auzit a auzit, dar n-a ascultat, faceți vă rog frumos diferența, nu ai urechi să asculți, nu că să auzi, că de auzit aude, nu, Doamne ferește. E foarte interesant, acum mie mi-a spus, îmi asum. Sunt foarte curioasă cum o să-și asume și care va fi, să dai vina, mereu e vina și găina decedată în curtea celuilalt. Nu racolează nimeni. Pisica moartă, tu ce ai cu găina. Lasă că eu zic bine no. cu găina. Știu eu ce zic, că se umple de pene, știți, când așa, știți, așa, așa. Pisica, pisica. Aruncăm găina moartă în curtea vecinului, că e mai simplu. Nu aia e problema. Mă gândesc că va veni acea zi, așa cum am mai spus în cadrul emisiunii de ale dimineții, va veni acea zi în care se va trezi singură. De tot singură, că așa a făcut și pe urmă m-am corectat, nu va fi singură, va fi tot cu domnul primar de la reședință de județ Florin Oancea, că ei doi se susțin. Apoi ce mai susțin, nu știu, că da, stai să ne aducem aminte că la începuturi, când știi show-urile cu alegerea președintelui de organizație județeană. În mod normal, conform statutului și așa, președintele organizației județene trebuia să fie primarul de municipiu. N-a fost primarul de municipiu, Orban nu l-a susținut nici pe Cutărescu, nici pe Cutărescu, a susținut o femeie că așa dă bine la Uniunea Europeană, că astea sunt directivele, cât mai multe femei puse în funcții de conducere. Deci o susține pe doamna Stănescu, se face marea ședință, conferință județeană de alegeri, la care mi-aduc aminte că Pompiliu Crai a fost cel care ne-a povestit, la care Deva nu participă, decât așa, printre cu câțiva reprezentanți, știi? De genul că se pare că n-a fost invitată Deva, organizația din Deva, știi?
Deci asta îmi demonstrează că alianța dintre cei doi ori este pe interes, ori este doar de fațadă. În orice caz, dacă priviți paginile acestor politicieni, dragii mei, cel puțin e foarte simplu, totul e public, puteți vedea. Ofensiva culturală a Consiliului Județean Hunedoara i-a ajutat-o pe doamna Vetuța Stănescu foarte mult, pentru că dacă vă uitați pe pagina domniei sale, mii, sute, poate nu chiar mii, sute de poze făcute la evenimentele organizate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, de la celelalte, de la bibliotecă, de la tot felul de festivale, pe tot felul de comune, dragii mei, unde n-are nicio legătură, da, președintă a fost, doamna deputată a fost prezentă cu sute și de poze, puteți vedea cât de mult i-a convenit la acel moment ofensiva culturală când a ajutat-o să se promoveze, pentru că a luat la rând toate comunele. S-a folosit inclusiv de oameni, în fine, da, asta într-o altă emisiune, că nu mai avem numai 5 minute, dragii mei, se gata emisiunea, v-am spus eu, toate astea le găsiți pe Facebook. Nicol, ce zici în ultimile 5 minute? Vom avea o părere, vom avea alegeri adunate, că nu le mai zic cum acum, adunate, frate, la oaltă. Mă, dacă se ține cont de ultimatumul dat de președintele Iohannis liderilor celor două partide din coaliția de guvernare, un ultimatum destul de dur, vor fi. Dar vor fi, cred că, doar cele din toamnă, parlamentarele cu prezidențialele. Pentru că, din punct de vedere constituțional, am citit câteva articole, dacă vor să comaseze localele cu europarlamentarele și așa mai departe, nu prea este posibil, pentru că se pot contesta în sensul că se îngrădește dreptul la votantului de a alege ceva de genul, că este prea solicitat, știi? Deci există o chichiță constituțională care nu se respectă prin comasarea alegerilor locale cu europarlamentare. Așa că în toamnă probabil se va ajunge la o, pentru cele din toamnă se va ajunge la o înțelegere. Acum știi cum e, președinte, știi? Cine, ce și cum. Liberalii vor candidatul lor, PSD-iștii vor candidatul lor, celelalte partide au și ei candidații lor. Acolo e șmecheria, funcția de președinte, dar acum s-a demonstrat că în România funcția de președinte este mai mult simbolic, așa de, am avut de, 5 ani de vizite și de declarații când și când. Da? Aprobă premierul, zice Rossi, aici noi toți avem o părere. Premierul este forța. Corect, premierul, și-a demonstrat-o. Premierul, prim-ministrul conduce România. Nu, asta și este. Cine îl pune, zice Rossi, foarte frumos. Asta, aici e... președintele este cel care deleagă premierul să facă guvernul, știi? Da. Nu-i invers. Deci, vom vedea, dragii mei, rămâneți aproape. Se vor înțelege, se vor înțelege. Când nu e știu vorba dacă de se Ciolan, vai, dar se, bă, Ioana. Eu rămân la părerea mea că sunt și oameni de bine în politică. Eu cred că nu toți merg pe o înțelegere. Sper să păi nu atunci ajungă... de ce se ceartă? Apei, ca să ajungă la o înțelegere. Da. Pentru asta o guvernare, pentru o viitoare guvernare de 10 ani, cu iară cu rocada mică și rocada mare, adică alegem președintele și premierul, 5 ani și după 5 ani
Invers. Lunea viitoare, și lunea viitoare alături de Nicol vom dezbate, dragii mei, tot ce se întâmplă în politica județeană, că până la urmă pe noi politica județeană ne interesează, că se dă ora exactă de la București. Păi, se pare că aici nu respectă, da, aici nu respectă nimeni. Vom veni, dragii mei, cu alte amănunte de pe rețelele de socializare. Nicol, mulțumesc! Cu mare drag! Cu mare drag! Îi salut încă o dată pe toți cei care au fost alături de noi și mă bucur că am libertatea de a comenta ca tânără pensionară, da? E mare lucru când ne permitem să... Felicitări încă o dată, dragii mei, celor de la Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, celor de la Direcția Generală de Administrare, Monumente și Promovare Turistică a județului Hunedoara. Îi așteptăm pe cei de la Centrul de Cultură și Artă cu amănunte unde pleacă ansamblu profesionist Drăgan Muntean. Rămâneți aproape de noi pentru că veți afla în curând. Până atunci eu mi-au la revedere. Până mâine dimineață, că eu mâine dimineață voi fi tot aici și alături de mine va veni Călin Cazan să ne povestească despre ce simte un operator, un om, când se uită prin obiectivul camerei. Va fi probabil o poveste în trei, pentru că alături de noi va fi și Rosi, care să-l contreze pe Călin, sperăm. O să vedem mâine dimineață ce înseamnă să fii dincolo de cameră, dincolo de obiectiv. Până mâine dimineață eu pot doar să vă spun așa, simplu. Încercați să fiți mai buni și încercați să iubiți, pentru că iubirea înseamnă totul și iubirea înseamnă să fim altfel, dragii mei. Atunci când iubim ceea ce fac semenii noștri, reușim să ne iubim și pe noi înșine, cred. Până mâine dimineață, eu pot să vă spun doar simplu. Vă iubesc!